și lucrarea. Așa arată mașina, dat afară la lumină. Deci, repede, s-a vopsit tot botul, aripile, bara, capota și portbagajul. Absolut totul a fost demontat pe mașină, vopsit, apoi montat înapoi. După care a fost polișată toată mașina, fără a se face sanding. Nu e perfectă în restul mașinii, pentru că are foarte, foarte multe ciupituri, sărituri de pietricele. Am încercat să punctez cât am putut, dar mai mult de atât nu s-a putut face. Portbagajul a fost schimbat, vopsit și schimbat. Portbagajul vechi e acolo. Și cam așa arată. Eu zic că s-a schimbat toată mașina. Oglindă, cel puțin ce s-a vopsit, impecabil. Deci dacă vreți să mai vedeți astfel de proiecte, lăsați acolo un comentariu, un like și neapărat un subscribe. Am redat o șansă la viață mașinii, deci arăta într-un dezastru era. Aripa față, aici trâmbă, capota lovită, aici strâmbă, aripa asta lac sărit, rugină jos, da, bară ruptă, bara oricum nu stă foarte bine, deoarece are cleme lipsă, eu am lipit ce am putut pe interior aici la cald, dar aici prinderile nu există, nici aici, nici în partea aia. Farul ăsta urmează să fie desfăcut de către proprietar, să-l decapseze și să-l șteargă pe interior, pentru că are nisip înăuntru. Eu am încercat să-l suflu cât am putut, dar mai mult nu s-a putut face. Cam asta e. Da, deci like, share și neapărat un subscribe și un comentariu lăsați.